Bun găsit! Cel puțin odată ați auzit faptul că boala parodontală nu se poate trata. Contrar multor mituri întâlnite, există tratament pentru parodontoză avansată. Acesta realizându-se de către medici specialiști chiar și atunci când credeai că este prea târziu. Despre stadiile acestei boli, despre simptomele care o însoțesc și despre tratamentele pe care le realizăm în clinicile noastre stomatologice, aflați în materialul următor. Boala parodontală este o afecțiune care influențează țesuturile de înveliș ale dinților. În termen mari vorbim de gingie și os. Se mai numește boala dinților sănătoși, boala dinților frumoși, ceea ce înseamnă că dinții nu prezintă la nivelul lor carii, sunt indemni. Cu toate acestea, în stadii avansate, ei încep să capete mobilitate și chiar să cadă de la nivelul arcadelor dentare. Factorul principal în apariția bolii parodontale o reprezintă bacteriile care stau cantonate între dinte și gingie, în urma unei igiene precare, efectuată în mod incorrect sau nu este îndepărtată corect placa de la nivelul dinților. Pe lângă acest factor cauzal, vorbim de factori favorizanți, și anume de stres, fumat, genetic. Dacă părinții au probleme parodontale, cu siguranță și urmașii lor vor căpăta o problemă la acest nivel. Putem să vorbim de afecțiuni generale, boli generale cum ar fi diabet, osteoporoză, boli cardiovasculare și medicațiile pe care le luăm în urma acestor boli, precum și de traumă ocluzală, de felul în care noi mușcăm, carie, dentații la nivelul dinților. Primul stadiu al bolii parodontale o reprezintă gingivita, care este o inflamație cronică la nivelul strict a gingiei, a învelișului superficial. În urma tratamentului, în mod corect, ea se va vindeca 100%. În momentul în care apar resorții osoase, trecem de pragul de gingivită și vorbim de parodontite. În acest caz, apar resorții osoase, pot să apară retracții gingivale, migrări și mobilități ale dinților. În urma unui tratament, din păcate, parodontitele nu le mai vindecăm, doar le stopăm în evoluție. Iar dacă acest lucru nu se întâmplă, dacă nu, pacienții nu tratează nici în acest stadiu, vorbim de complicații ale bolii parodontale și aici reamintim de abcesul dentar, de septicemii în cazuri extraordinar de grave. În primul rând, este foarte important să punem un diagnostic corect la nivelul bolii parodontale. Cum spuneam, dacă vorbim de o gingivită, un simplu detartraj la nivelul dinților și a țesuturilor, precum și o igienă efectuată foarte bine de către pacient acasă, va duce la o vindecare în totalitate. Dacă vorbim de parodontite, este nevoie să umblăm un pic sub gingie, la nivel subgingival, și pe lângă detartrajul pe care îl facem cu toții undeva la 6 luni, este nevoie și de un chiuretaj, fie că este el în câmp închis, fără a sutura și fără a tăia gingia, sau este vorba de un chiuretaj în câmp deschis, când putem să facem un lambou și să vedem concret ce se află între dinte și gingie. Pe lângă, cu ajutorul chiuretajului, noi reușim să îndepărtăm tartru și țesutul de granulație, urmând să folosim laserul dentar pentru a scădea încărcătura microbiană, și spuneam că bacteriile sunt cauza principală pentru care se pierde os, și totodată va face o cauterizare la nivelul pungilor parodontale, a spațiului dintre dinte și gingie. De asemenea, putem să facem niște infiltrații, tehnica PRGF, care înseamnă recoltare de sânge de la pacient, se va centrifuga, iar rolul injectărilor va fi să stimuleze țesutul propriu, să ajute la vascularizație, la troficitate și la keratinizarea gingiei. Demineralizarea dinților la copii poate avea mai multe cauze și simptome, de aceea tratamentele necesare pot fi diferite în funcție de fiecare caz în parte. Pentru a asigura sănătatea copilului tău, este foarte important să știi cum să previi afecțiunile dentare și cum să recunoști simptomele, astfel încât să le tratezi la timp. Demineralizarea dinților de lapte, așa cum îi spune și numele, reprezintă procesul prin care dinții își pierd din minerale. Smalțul dinților este format în proporție de 95% din minerale, respectiv fosfați de calciu. Pentru a preveni apariția acestei demineralizări, este bine ca celui mic să-i se oprească, să-i se limiteze accesul la dulciuri, respectiv la multe gustări de-a lungul zilei. Atunci când mâncăm, crește aciditatea salivară. De aceea este bine ca celui mic să-i se ofere desertul în același timp cu mesele principale ale zilei. Deci, este bine să limităm gustările. Cum recunoaștem o demineralizare? La nivelul smalțului dinților, în special la nivelul dinților frontali, da? La nivelul incisivilor și respectiv a caninilor,
părintele poate observa apariția unor pete alb cretoase, pete alb opace sau poate chiar gălbui. Diagnosticul de demineralizare îl punem atât timp cât demineralizarea este încă într-o fază incipientă, da? Doar de pată. Atunci când apare un defect de structura smalțului și nu de calitatea smalțului, deja nu mai este demineralizare, ci este vorba despre carie. În faza incipientă a demineralizării, aceasta poate fi tratată cu ajutorul gelurilor profesionale din cabinetul de stomatologie, geluri cu flor, sau acasă, unde părintele, dacă îi face o igienă corectă a copilului cu paste de dinți cu flor, adecvate vârstei, cât și aplicarea unei creme remineralizante cu fosfat de calciu de 2 ori pe zi, dimineața și seara, înainte de culcare, atunci încă putem trata acea pată de demineralizare. Odată ce a apărut acel defect de structura smalțului, atunci este vorba despre carie și se tratează ca atare în cabinetul de stomatologie. Am ajuns la final. Ne găsiți și pe pagina de Facebook a emisiunii La Dentist cu Dr. Leahu, dar și pe site-ul drleahu.ro. Și nu uitați, în spatele fiecărui zâmbet frumos se află un dentist bun.